Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou episod de CSGO Prime Hacking pe contul main. Deoarece mulți dintre voi m-ați întrebat ce s-a întâmplat cu acest cont, dacă mi-am luat vagban sau chestii de genul. Nu, bă băieți, contul este în regulă, nu mi-am luat niciun vagban, niciun overwatch ban, nicio chestie de genul. Pur și simplu în ultima perioadă n-am mai avut timp să joc pe el și am decis să las câteva zile deoparte, mai ales că ultimele meciuri pe acest cont au fost destul de obvious și am decis să nu mai joc pe el pentru că, vă dați seama, am băgat și bani în el și am zis, bă, frate, nu prea merită să-l banez așa una, două, să-ți nebun la cap. Și am mai observat o chestie, bă, băieți, zilele astea am început și eu să consult statisticile astea de la YouTube și am văzut că 44,7 dintre voi nu sunteți abonați la canal, ceea ce m-a speriat super, super tare, adică 44,7% dintre cei care se uită la mine, la videoclipurile mele, nu sunt abonați și vreau neapărat, bă, băieți, ca această chestie să se schimbe, să-ți nebun la cap, adică voi vă uitați la videoclipurile mele și nu vă abonați, bă băieți. Cum vine chestia asta? Vreau să vă neapărat acolo, bă băieți, că facem 60.000 de abonați zilele astea, deoarece nu uitați, la 60.000 de abonați o să vină mare live de la forță de 12 ore. Adică nu știu, eu unul n-aș vrea să ratez un live de 12 ore cu cheating, dar acum na, părerea voastră, bă băieți, dacă nu vreți, nu vă abonați, nu știu, aș vrea să n-ați facem un live de la nebun de 12 ore. Și am mai observat o chestie. Doar 39 dintre voi aveți clopoțelul activat la canal, adică ca YouTube-ul să vă trimită notificări și cum algoritmul YouTube-ului e foarte, foarte prost, dacă voi nu aveți acel clopoțel activat, pur și simplu nu primiți notificare când eu postez un videoclip nou și astfel ratați multe videoclipuri noi și poate într-un videoclip nou, nu știu, prezint un cheat super super șmecher sau lansez un config nou sau fac chestii interesante și voi pur și simplu o să-l ratați din cauza acelui clopoțel deoarece nu l-aveți activat, așa că nu uitați acolo lângă butonul de subscribe, aveți un clopoțel, dați click pe el și dați pe toate notificările, adică nu știu, vă apare toate sau toate notificările în orice caz, ceva de genul. Hai să strângem, băieți, la acest episod 1000 de like-uri și hai să-i dăm search la un match, zic, nu? Let's go, băieți! Da, bă, băieți, și am intrat și în primul meci de competitiv și chiar sunt destul de surprins că am un transfector destul de bun pe acest account, m-am dat-o pe engleză, băieți. Am un transfector destul de bun pe contul acesta, deoarece uitați-vă și voi, am dat numai de dăștea. Mamă, uite câte medalii are ăsta, coaie! Let's rush B, guys, let's rush B, Russian style, guys, rush B. Am dat de niște coechipieri super, super de treabă, am decis să joc momentan solo pe acest cont până îi îmbunătățesc transfectorul și fac mai multe win-uri, pentru că, na, o să dăm, dacă joc cu prietenii mei care au transfectorul sub nivelul mării, o să dăm numai de rei, checker numai de, ok, am încercat să dau un acolo, dar mi-a reușit, băieții deja și-au dat info că suntem pe B, o să încerc să iau un one tap aici, perfect. Jucăm la rancuri de Nova din ce am vorbit cu băieții ăștia în urmă, adică nu sunt nu știu ce rancuri, la transfector bun, ar trebui să fie totul bine. Încerc să nu le dau chiar obvious, dar băieții mei, ci că sunt smurfer, mi-a zis unul de la mine, o să încerc să nu dau chiar așa de obvious, mi-a zis unul de la mine, căci că man, I'm smurfing from Supreme, nu știu ce, nu știu care era, nu știu, nu i-am auzit exact vocea, mamă, ce tactic au făcut oamenii mei, coaie. Da, runda, prima rundă să fie pierdută, cred că o să fie un carry enorm din partea mea. By the way, bă băieți, probabil că ați văzut și din titlu, ne-am lansat config de Neverlust, mă rog, l-am lansat deja de câteva zile. Bine, Yuri, mamă, vezi că Yuri ăsta s-ar putea să ia runda, chiar am încredere în el. Mi-am lansat config pe Neverlust, bă băieți, aveți link în descriere și în primul link din comentarii. Din păcate nu a fost să fie runda asta, bă băieți. Update-uri sunt aproape zilnice, o să vă las chiar acum o poză pe ecran. Update-uri sunt aproape zilnice la acest config, adică chiar vreau să-l mențin în viață, nu vreau să... Nu știu, cred că n-am mai făcut chestia asta la niciun cheat. O să dăm un force. Avem bani de un force. Avem bani de un force. Let's force, guys, let's force. Avem bani de un force, așa ca de a doua rundă de una ca o armură mică și un decoy, poate ca să-i băgăm în ceață pe inamici. Nu știu, să dau un rush pe under tu rush-ei, guys. I'm rushing from mid to connector, ok? So I'm covering you from behind. Hai să încercăm să dăm un rush pe and. Rush-ei, guys. Yuri, you can pick mid if you want. Hai repede să dăm un... Mamă, hai că am zis rush-ei, au venit toți după mine cu aia. Nice, nice, rush-a, tactics, ești nebun la cap, joc cu ruși, băieți. Da, pe acest cont am făcut rank 21 și prime doar din operațiune, ceea ce mi se pare o chestie super, super șmecher. A făcut Yuri acolo un kill super șmecher. Eu o să-l omor pe băiatul ăsta din mid. Hai, brosule, hai, bossule, hai, bossule. Mamă, cât de prost mi-am tras aici. Am încercat să fac config-ul ăsta de Neverlust să fie cât mai legit, adică să nu tremure ținta aproape deloc, de aia trage mai prost, adică e bazat mai mult pe spray config-ul, dar puteți să dați și one-tap-uri, adică o să vă arăt chiar acum, ați văzut, puteți să dați și one-tap-uri cu acest config. Nice, he's ninja? Ok, I'm going to kill him. Hai că nu-i ninja nimeni, nici nebun la cap, short, nici short nu-i nimeni, mamă, numai fake info dau ăștia să mă bată tata, o să-l omor eu pe băiatul ăsta de aici imediat. Hai, doar începe să tragi, bravo, băiatul, ai murit. O să încerc să nu joc chiar așa de obvious, v-am spus, e un cont la care chiar țin și vreau să-l fac un rank cât mai mare și vreau să-i fac service medalului și toate alea. Practic acesta este un cont făcut de mine de la zero, adică nu l-am cumpărat de absolut niciunde, pur și simplu l-am făcut, am
cumpărat operațiunea cu 12,75 € sau 12,50 €, nici nu știu cât am dat pe operațiune, sincer să vă spun, dar okay. E un cont făcut de mine de la zero, am operațiunea, am făcut-o de Diamond, momentan am un win pe comp, pe 6 win-uri Wingman și 3 win-uri pe Danger Zone. Hai să vedem, bam, aș vrea un AVP, dar nu se poate din a doua rundă, din a treia rundă, din păcate. De ce zice la stop cu aia, ești nebun, am vorbit cumva pe voice chat, ce dere cu apățit, ești nebun, la cap, let's rush be again, guys, let's rush be again. Și, na, automat îți dă CSGO mute când vede că oamenii ți-au dat report pentru prima chestie aia cu abuziv, nu știu ce, și, na, nu prea-mi convine, dar aia e, bă, băieți, să vedem acum, sperăm să nu luăm prea multe reporturi, dar eu știți cum joc eu, hai să dăm repede un aid, aici ne salvează un aid, băieți, o să ne salveze un aid bun aici, bă, băieți, ai, ah, mi l-a omorât ăla, e bun, e bun. Vreau să iau și asisturi, nu vreau doar kill-uri, deși eu să vreau și kill-uri, deoarece, v-am spus, vreau să iau un rank cât de cât decent, măcar un MG să iau pe contul ăsta de la 10 win-uri. Și joacă băieții mei, sunteți nebun la cap, deci băieții mei chiar știu să joace, frate, nu o să mă stresez meciul ăsta. S-au activat și ei, mă rog, ăsta 0-0-2, mai un pic mai pe pauză așa băiatul ăla. Hai repede să dăm un rush pe ei, bă, băieți, eu să-mi cumpăr următoarea rundă, rasha, ei, ce texte are băiatul meu. O să dăm repede un rush pe ei, deși nu știu ce aș putea să fac, pentru că aș fi vrut un AVP, dar am uitat să-mi cumpăr, dar nu-i problemă, o să ne dăm repede. Am dat un smoke acolo, e un băiat cu scopul pus deja pe CT. Trebuie să avem grijă. Le vedeți, am pus info-urile basic, adică să știm ce armă are ca să nu-i dăm pic așa de hotărât când are AVP. O să-l aștept pe băiatul ăla, bam, one tap. Băiatul ăsta de aici ar trebui omorât pentru că stă pregătit. Nu! Nu! Bine, mă, 3 kill-uri să mă bată tata, băieți. Plen de bam. Oh my god, ce low m-au lăsat băieții. Bine, măcar că am reușit să rezolvăm runda asta. Am un movement destul de căcat pentru că v-am spus, mouse-ul ăsta mi se cam blochează dacă fac strafe-uri. Adică uitați-vă, vreau să fac un strafe în spate. Gat, aici m-a limitat și o trag la maxim de mouse. Uitați, eu trag la maxim acum de mouse. Și uitați cum îmi face, vedeți? Și na, mă limitează foarte mult mouse-ul ăsta. Trebuie, mă, băieți, să-mi iau și un mouse. Stau cu mouse la 20 de lei cu senzor din chirpici. Ești nebun la cap, last one mid. I think it's going under our window, guys. Hai repede să nu dăm un info chiar așa de hotărât. Și l-am prins window și mort. Bine, bă, băieți, 4 kill-uri runda asta. Am luat și un MVP. GG, guys. Good job, guys. Acum avem și AVP, o să putem da un pic pe mid. Ah, dam bomba, atunci mă duc pe lat. Te-ai risca să nu forțăm midul ăla cu bomba. By the way, nu uitați de configul de Neverlust dacă vă place și... na... puteți să vă uitați la mai multe episoade, nu trebuie să-l luați neapărat acum. L-am pus la prețul, acum probabil mulți o să vă întrebați de ce nu l-am făcut gratis. Plănuiesc să fac și un config de legit gratis. Ia uite-l pe ăsta, coaie, stop it, ești nebun la cap, îmi trage prin asta. Moment, adică configul ăsta l-am făcut la 2,50 €, deoarece este practic, o plătiți odată pentru cheat și îl aveți pe viață. One Under Palace. Și a murit băiatul. Plătiți practic doar o dată și 2,50 € dacă nu mă înșel, 10 lei sau ceva de genul. Și practic aveți update-uri lifetime. Orice s-ar întâmpla, orice update s-ar băga. Where's the last one, guys? Sper că nu și-au dat seama că am cod, că rusul ăla a zis ok. Nu știu, am spec list pe configul ăsta. Nu știu dacă am spec list pe configul ăsta. Ia uite-l pe ăla cu aia, s-a întors cu spatele la flash, a dat trash, what the fuck. Ce zic ăștia, mă, și-au dat seama că am cod, eu nici nu-mi dau seama ce zic băieții ăștia, ești nebun la cap. În fine, bă, băieți, hai să continuăm discuția despre configul meu, bă, băieți. Deci, cum am gândit eu să fac acest config și de ce m-am gândit să-l fac paid? În primul rând, pentru că, practic, eu stau în fiecare zi și fac update-uri. V-am lăsat și screenshot-ul ăla, oricum, la început de video, cu update-urile. Mulți dintre voi, a zis cineva în comentarii, am văzut la primul meu video în care v-am spus de config, că configul e ciordit de la nu știu cine, că nu știu ce, bă, frate, dacă credeți că e ciordit, dați-mă cam și dovezi de la cine e ciordit. Nu vorbiți așa, nu aruncați doar vorbe în vânt, pentru că nu niciun rost vorbele astea, frate. Chiar n-am ciordit niciodată niciun config, adică nu știu, nu mi-am amintit să fi făcut așa ceva. Configul ăia ați văzut, iară mi s-a blocat mouse-ul, iară mi-a gățat. Beats clear, guys. Combi, nobody's big, guys. A venit unul kitchen, dar ne ocupăm de el, sunteți nebun la cap, ăla are ping 400. Nu, cum am putut să ratez? No, combi, hurry up. Combi, man. Combi with the bomb. Hai, brodere, dă-i pic, trăiți iar familia. Deci nu știu cum puteți unii dintre voi, mă rog, unii dintre voi. A spus doar o persoană, dar pe mine chiar mă deranjează să știu că am muncit nu știu câte ore la. Ia uite, mamă, îți dă-i pic pe mine. Nu, pui mei, dar mai are, mi se blochează mouse-ul. Dau toți rași pe mine să mă bată. Ta, man, why you don't combi, man? I told you. Uitați-vă și voi cu cine joc, băieți. Ia uite-l pe ăsta, dual beretas, mamă, full Call of Duty, băieți. Iai, cu cine joc eu, bă, băieți, nu știu, să-mi iau acasă, să-mi iau AVP. Chiar nu știu ce să zic, chiar să mă chinui să-i car pe ăștia. By the way, pe config aveți skin-uri diferite la fiecare. La fiecare echipă, mă scuzați pentru chestia asta. La Tero aveți AVP Asimov, la City aveți AVP Dragonlord, la fel și cu Deagle-ul, la fel și cu cuțitul. La City, dacă nu mă știu, am pus un M9 Bayonet Doppler, doamne, bată-mă tata, Marble Fade. Și eu o să încerc să schimb cât mai multe skin-uri. Momentan, unele skin-uri sunt identice la ambele echipe, pentru că n-am apucat să schimb fiecare skin, că am mai avut ceva de lucru la config, la aimbot și am zis să nu. Ia uite-l pe ăsta, coaie, mi s-a iar am pus scopul și am uitat de scop. Aici chiar nu mi s-a blocat mouse-ul, nu mai am nicio scuză, băieți. Am pus scopul și am uitat să trag.
bag, aia e, se mai întâmplă, băieți. Iliuță pățește des chestia asta, hai să luăm pe ăla din City. Bine, un kill pe City. Ne uităm repede Under Palace, nu-i nimeni, plantăm bomba repejor. Watch connector, guys, watch connector, watch connector. Au, s-au uitat băieții mei la connectorul ăla de nu s-a putut. Încă un kill pe connector. Watch City man, ai watch connector, ai watch connector, watch City please. Check City man. Hai. No, I'm Romanian man, I'm Romanian. Mama, îi las One City, guys, las One City. Hai bă băiatule, dă-i rush. Știu că vrei să dai rush. O măcar să-l omoare la Insanity sau cum îl cheamă, Benny ăla cu aia. Hai, omoară-l Benny. Ah, doamne, cu cine mă joc, băieți? Am modificat by the way și fonturile la vizuale, le-am pus unele așa mai pătrățoase și mai mari, că na, poate unii dintre voi nu vedeți bine și hai să. Ia uite, ia uite la acolo, l-am văzut, băieți, l-am văzut. Hai, mai dă-i un jump shot, brodere. Mai dă-i un jump shot, brodere. Nu mai e timp, hai să dăm repede un rush și GG, bă băieți, vedeți acolo că avem și music kit changer de la, adică aici la skin-uri, la inventory, avem și music kit changer ca să avem melodie de aia nebună aici, nebun la cap, deci m-am gândit la toate pentru voi, nu știu dacă aș juca cu Deagle, să joc cu Deagle, na, o să joc cu Deagle, n-am ce să fac, bă băieți, hai să vedem, bă băieți, ce o să facem runda asta pe B, oricum, băieții sunt Nova, adică nu am frică de Nova, bă băieți, dar am zis să nu joc așa de obvious pe contul ăsta, pentru că mai știți, adică nu-mi place să, adică dacă pot să câștig meciul legii, de ce să joc semi-rage sau chestii de astea. Ai mai dă-i un nade, bravo, boiule, ai dat un nade, a dat un flash chiar și a dat și un smoke. E un băiat aici care ne așteaptă, mort, bine, bă băieți, bine. Hai, repede, rush, guys, rush, I think nobody left. Oh, one more side, guys. Nice. Plan the bomb, hurry up, plan the bomb, guys. Don't lose time, please. Hai, repede, bă băieți, eu acum ce să fac pe fratele la mai mare, pe ăla mai, pe jucătorul mai pro din echipă, ca să nu-și dea ăștia seama că am cod. Știți ce zic, adică încerc să fac pe fratele la mai mare și mai șmecher din meci. Bravo, mă, Iuri, a făcut și Iuri un kill, last one apartaments, guys. Last one apartaments. Ooh, what the fuck. I just got a no scope, nice. Very, very good, man. Let's rush A this round. Eu încerc să vorbesc așa cât mai mult și să fiu ăla mai pro player din echipă. Rush A, guys, rush A, P90, rush A, ho-ho. Hai să dăm repede un rush pe ei, mamă, proastă idee să merg cu bomba pe rampă cu încă doi. Da, aia e, bă, băieți, ne înghesuim și noi aici pe rampă cum putem. Mamă, ăștia, toți pe A, trăiți, ar familia. Unul mort, bine. Hai, dați repede rush, băieți, dați rush, uite, încă unul. Nice, încă un no scope, mai e unul under palace, hai, ah, nice, good job, guys, good job, ai plecat de bam, cover me. Hai, repede, splantăm bomba, 21 cu 2, un scor așa decent pentru un meci pe contul Prime, adică pe contul main să facem acest scor e destul de decent, guys, e destul de decent, adică nu pot spune că nu. Momentan v-am spus, o să pot să joc doar două meciuri pe zi și o să încerc să evit cât mai mult să joc multe meciuri pe acest cont, deoarece v-am spus, vreau să-l păstrez 100% safe. Mă rog, acum dacă se detectează cheat-ul, măcar știu că nu e din vina mea, știți ce zic, adică să nu fiu ca pe contul ăla, mă rog, ca pe conturile alea alte, că știți că eu am mai avut două conturi înainte de ăsta și a fost într-un fel vina mea că mi-am băgat mamă cât vorbește copilul ăsta peste mine. Rage boot-ul și atunci într-un fel a fost și vina mea că mi-am luat banurile alea, dar pe contul ăsta o să încercăm să nu ne mai băgăm absolut deloc rage boot-ul. Of, doamne, băieți, ce bucuros sunt, 21 cu 2, un scor destul de decent. Am luat iarăși MVP, 6 MVP-uri din 7 runde câștigate. Destul de decent, băieți, destul de decent. Chiar îmi place situația. Ia, uitați, bă, băieți, aici ce dăm rush toți să mă bată tata, toți în coloană așa, toți ca la armată, ești nebun la cap. Rush, don't stop. Hai că e doar 2 side, da, ba nu, e doar unul, mi s-a părut că l-am mai văzut pe unul, dar nice. Hai că plantez eu repede bomba, să mă scap de bombă, că știu că ăștia nu plantează instant. I'm planting the bomb, man. Hai, repede, plantăm bomba, băieți. I think they are coming. Watch your apartments, please. One of you watch apartments. Ok, unul kitchen. Ah, m-a omorât, băgam ea și picioarele cât de prost am jucat aici. Bine, oricum e mai bine că am făcut și eu un dead. One kitchen, guys. One kitchen, watch kitchen. Nu mai au timp, nu cred. They don't have time. Nice, good job, guys. Good job. Băi, cu ce silver joc să mă bată tata cu aia sunt. Băi, am avut tot timpul din lume să dea defuse la bomba aia și nu i-au dat, nu vine să cred, mă, băieți. I'm going connector, bro. I told you. I don't know why yellow is coming with me, but never mind. Ok, ăsta are AWP, o să-și ia un mare one tapeu de la mine. O să ne uităm repede în junglă și l-am omorât pe băiatul din junglă și l-am omorât și pe... Ah, two more under palace. One more under palace, man. He's under palace. Good job, man, good job. Unde e ultimul? De fapt nu le mai dau info, nu mă mai chinui să le dau info. Îi lăsăm întreaba lor să joace ei. Dau prea mult info, sunteți de bună ca plen de bani, man. Mamă, ce se învârte, analizează toată. Ce are cu aia ăsta? L-a analizat toată harta în timp ce planta, a analizat toate împrejurimile, ca să fie sigur că nu e niciun inamic pe aia. Ce smoke blanau ai dat, omul ăsta joacă cu volanul, să mă bată tata. Ok, man, ok. Omul meu joacă cu volanul, cred că nu știu ce vrea să facă, dar să mă bată tata. Yeah, rush B. Rush B, man. Hai, repede, să dăm un rush pe B. Ok, man, no, don't worry, man, you can go everywhere you want, man, we are winning this match 100%, ok? Mama, am dat-o și-o pe engleză, un accent britanic acolo, băieți, cum nu s-a mai văzut nici peste hotare. Man, why did you drop the bomb in the base, man? Go take the bomb, mama, ăsta dă rush cu Nova, coaie! Asta trebuie să ne fie frică de băieți, ăștia trebuie să ne fie frică, două kill-uri aici frumos pe kitchen.
cum îi ziceam înainte, chicken ăsta, o să vrea să-mi dea un raș cu SSG-ul, dar i-am stricat toate visurile, băieți, sau visele, sau cum vreți voi să le spuneți, pentru că eu sunt analfabet, cum îmi ziceți, cum îmi zic abonații mei, sunt analfabet. Ok, nice, good job, man, good job. Mama, deci din 10 runde câștigate, eu am 9 MVP-uri, băieți, se poate, se poate și așa, sunteți nebun la cap, chiar se poate. Final rounds, mamă, bă, băieți, ce vorbește omul meu care joacă cu volanul, bă, băieți, deci omul se joacă cu volanul, nu vine să cred, n-am mai văzut un om care se joace cu volanul de nu știu cât timp. Hai să dăm repede o incendiară, am dat și mi-au dat și ei, l-am dat și eu, ești nebun la cap. Mi-au dat și ei, am luat și eu, mamă, stați un pic, bă, băieți, că sunt băgat în mijlocul incendiarelor, unul mort, băieți. Mamă, hai repede să dăm uraș aici, watch out kitchen. Hai repede, bravo, nice, good job, mamă, i-am zis bravo în română, ăsta o să dea raș aici, dar o să-l distrug. Nice, ai schimbat arma, oh, plendă-mă, guys, hurry up. Hai repede, bă, băieți, watch kitchen, please, yellow, watch kitchen, so they don't come out from B-man. Nice, good job. Hai mă că e bine, bă, băieți. Hai că e bine, joacă și băieții mei un pic. Mama, 28-4, deși joacă și băieții mei. Ok, I'm going to kill him. Deci joacă și băieții mei, dar tot eu trebuie să-i car ca să câștige. Sunteți nebun la cap. Ok, uite-l pe băiatul ăsta. O să încerc. Ah, man, he's mid. Am încercat să trag mai prost că doar e o situație de băie cu aia. Era o situație de 1v3, nu zic că ăștia pierd runda. Playtime, don't rush. Și scomi connector, man. Watch connector. Deci nu-s bravo, mă. Eu mă bazez și pe ei, pentru că vedeți că eu în fiecare rundă iau MVP-ul, dar mă bazez și pe ei să câștige, sunteți nebun la cap, adică, băi. I'm so sorry, man. I didn't want to do this. What the fuck? Mi-am luat frame drop masiv, ați văzut și voi? Am crezut că mi-am luat, am crezut că mi-am luat bani, sunteți nebun la cap, am crezut că mi-am luat gen de la cooldown, că i-am dat la cuțit în spate, m-am căcat pe mine, am crezut că gata, 30 de minute s-au dus. 30 de minute s-au dus, băi, plendă-mam. I'm watching kitchen. Tu guys kitchen. Mamă, ce s-a pus asta cu negheb-ul pe ăsta, asta trebuie eliminat neapărat, mai am 2 HP și l-am eliminat și pe băiatul ăsta. Mamă, ăștia, they are all playing negheb, man. They are all playing negheb. Plendă-mam, oh my god. Oh, you play the bomb, ok. No, he's short, watch out, play time, don't rush. Don't put us, yes, play is better. No, wait, no! Now camp. Wait for the defuse. Don't rush, man. Nice, good job. Mamă, cu aia 11 MVP-uri din 12 runde câștigate. Să mă bată tata-i car pe ăștia de nu se văd. Bă, băieți, ultima rundă din Last Alpha, așa că o să jucăm un AVP. Nu știu, n-am mai jucat de ceva runde AVP din câte țin omite. Let's rush this round, guys. Let's rush. Nu știu ce să zic. Let's rush, man. I'm going rush. Deci ăla are Silver 1, vă garantez eu, bă, băieți. Vă garantez că ăla are Silver 1, mamă, ăsta a murit aici, nu știu ce s-a întâmplat, ia SPB cu neghevurile, o să dau repede un rush, un bunny hub de ăsta, m-am blocat aici ca ultimul Silver, ăsta trage liniștit în continuare, bossule. Hai, bossule. I'm rotating to B, I'm planting B. Come help me, please. Ăsta are SSG, da, SSG, doamne, neghev, dar o să-și ia nou scop. Hai, încearcă să-mi dai. Yes, I play, San Andreas, man. Uai. Am dat mare nou scopă, băieți. Bă, chiar o să fac, având în vedere că eu joc o dată pe săptămână pe contul ăsta sau de două ori pe săptămână maxim. Lol, no. Având în vedere că eu joc o dată sau de două ori pe săptămână pe contul ăsta, s-ar putea să fac prime-ul destul de repede, adică yeah, he's cheating, report. Yeah, bro, I'm cheating. Report me, please, report me. Two rounds. Report me, guys. Soma go B, please. Ah, m-aud pe microfonul meu principal, e bine. Tocmai ce m-am auzit în ecola ăla. Soma go B, please. Why we are 4A, guys? Oh my god. Why we are 4A? Port. Oh, au dat rush de arash și mid, man. De arash și mid. Come help me. Hai să le dăm un pic obvious la băieți. One dead. Help me, please. Oh no, they are... Oh my god, they are all B. Rush B, man. Na, ce rush B, mă? Stătea Yuri ăla spec pe mine și n-am vrut să dau urât, că puteam să intru în ei ca prin varze și nebun la cap, dar nu am vrut. Ia uite-l pe ăsta cum trage. Silvery, băieți, viața de Silvery. Mamă, cu aia, și în timp ce dă reload, el stă expus, adică el nu se ascunde în timp ce dă reload, el dă reload în timp ce trage ăla în el, nicio problemă, mamă, bravo, nice, good job, man, asta, I wanna die, asta, cu aia, zero, mamă, avea șansa să facă primul kill al lui, cu aia, putea să facă un spam acolo urâră de tot, dar n-a ales să nu facă primul lui kill, bă, băieți, rămâne tot cu 007, no problem, man. Rămâne tot 007, din câte ați putut observa, avem, uite, pe MP9 am uitat să pun skin. Vedeți, în timp ce joc cu config, cum și dau seama pe ce arme n-am pus skin. Deci pe MP9 am uitat să pun skin, pe kill conform, ăsta clar e inima mea, e viața mea, adică clar trebuia să pun skin pe el. M9-ul ăsta chiar îmi place, e top, rău de tot și reflexia asta. Cum se vede, uite, pe MP9 am uitat să pun un skin, chiar puteți să-mi lăsați propuneri în comentarii, pentru că probabil la următorul update, probabil update-ul de mâine o să primească skin-uri noi. Unul mort, doi morți, they are, man, help me, they are. Hai repede, bă, SPA. Mama, am fost acuzat de cheat-uri pe contul main. Pot spune. Man, come help me. Oh my god. Doamne, coaie, dau ace, să știa, eu tot e chem să mă ajute, dar... Yes! Ace! GG, man. GG.
Thank you, man. Mama, am făcut și un ace 39-7. Hai să facem un pic de Caterinca Day. Sper totuși ca Silver ăștia să nu-și fi dat seama că eu am hex să-mi dea kick. Dar oricum, în orice caz, am scor 101, băieți, gata, overwatch. Sunt nebun la cap, overwatch, bani, băieți. Iar nu mai intru 2 săptămâni pe contul ăsta, că o să-mi fie frică. Dar aia e, bă, băieți, se mai întâmplă. Download, lol. Ok, aia stau afecat, ce fac? Nici nu-mi dau seama dacă stau afecat, băieții, aia sunt nebun la cap. Aia, I'm coming to help you, man, no problem. Nice, good job, good job, Benny. Hai, repede, îți dau un oraș. Ia uite-l pe acolo. Tu-ți copilul, mă, ti dădeam un backtrack de nu se vedea. Go big, go big, guys, go big. 40-7, scor de 103. Frumos, frumos așa la Nova, băieți. Frumos, chiar e frumos la Nova, sunteți nebun la cap. Hai, repede, să dăm un rush frumos aici. Oh my god, they are all be, man. Cover, cover. Don't fight, man. Let me come. Nice, good job, guys, good job, good job. Hai că bine, bă, băieți. Let's go 3A2B, ok, for the last round. 3A2B. Hai să mergem 3A și 2B, bă, băieți. Eu să mă duc pe A. Tero. În fine, bă, băieți, hai să luăm un AVP pentru ultima rundă. Vedeți că avem și skin diferit. A, nu am Dragon Lure, am ales să nu bag Dragon Lure pentru că deja mi se pare un skin plictisitor, pentru că na, pe fiecare skin changer, nu cred că există om care să fi folosit skin changer și să nu fi jucat cel puțin câteva luni cu Dragon Lure pe skin changer. Și hai să bag Oni Taiji ăsta, care l-are pe cine are, pe nu știu cine e ăla, bă. Să-mi bat picioarele. Ori sunt eu prost și nu m-am uitat la destule desene animate în copilărie, ori chiar nu știu cine e ăla, aici nebun la cap și nu l-am văzut în viața mea. I think they are going B, man. I think they are going B. Hai repede că avem bomba pe B. Băieții ăștia oricum nu cred că știu să joace la sunet. Ba da, aparent știu să joace la sunet și așa că o să-i aștept aici. Watch out, man, watch out. Hai să-i dau repede un free fire la ăsta din spate și o să vină băieții aia doi să dea rush pe mine. Sunt doi aici, unul mort. Nu! Dă-i rush pe mine, dă-i rush pe mine, brodere. Bravo, brodere, bravo. Și acum, oh no, I fucking suicide myself. What the fuck, I just killed myself. Hai, brosule, dă-i. Dă-i, bossule, dă-i, hai că am încredere în tine, bossule. Ok, then, GG. O să-l omoare, eram sigur că-l omoară. Man, oh my god, iar a rămas ăsta cu 009, coaie. Iar a rămas ăsta cu 009, Doamne, Jesus Christ. Just rush, man, just rush him, please. Try to kill him, man, just rush, he's mid. You can do this, man, you can do this, come on. I trust in your powers. You can do this, bro, you can do this. I trust in you, just rush him. Just, no, Pepe Bison, man. No, I told you, Pepe Bison, man. Why did you play Deagle? Ledrerul, brodere, atât am vrut să văd. Nu, brodere, nu mai tu cu AVP-ul pe mine, hai repede să facem un jump aici. Să subă, băieți, că și Silverii, care au al doica, care joacă cu cot, pot să facă jump-uri de astea grele din prima. E chestie doar de voință, sunteți nebun la cap, unul mor și mai e încă unul aici, bă, băieți, doi morți, GG, guys, GG. Cred că am făcut vreo 50 de kill-uri să mă bată tata dacă nu, 48 de kill-uri, bă, băieți, aia e, azi au zis și ei namicii GG, nu s-au supărat, adică na, Silverii, de ce să se supere până la urmă? Goodbye, man, goodbye, have a nice day. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, din păcate nu o să mai joc încă un match pe acest cont, deoarece v-am spus, vreau așa să o luăm încetul pe acest cont, să nu ne mai grăbim, pentru că știți că graba strică treaba, așa a fost și pe contul vechi, oricum o să mai fac live-uri când o să joc pe acest cont. Deci nu o să pierdeți firul și niciun caz. Uite cu aia eram la gol Nova. Dar vedeți, când suntem la Nova și Transfector bun, băieții nu joacă bine. Și tocmai de aia nu vreau să joc 100 de meciuri pe zi, deoarece nu vreau să-mi afecteze Transfectorul foarte mult reporturile și o să încerc să-mi iau cât mai puține reporturi pe zi. Asta este scopul meu pe acest cont, să am un Transfector cât mai decent. Probabil pe viitor o să-mi iau și un cuțit. Nu, pe contul ăsta nu am cuțit. Mă rog, am inventory changer-ul ăsta nebun, dar pe contul ăsta nu am niciun cuțit. Pe viitor poate o să-mi iau un cuțit, poate chiar o să-mi transfer și două de ghesurile acelea, o să-i le plătesc lui Smokey și o să mi le transfer pe acest cont. O să vedem cum o să facem, băieți, ideea e că vreau să-mi cresc foarte mult Transfector pe acest cont, să fie Transfector green, să dăm numai de băieți, uite cum am dat în meciul ăsta și la global, să dăm de băieți ca lumea, știți ce zic, să nu dăm de codați, pentru că v-am spus, vreau să vedem cât timp putem să jucăm fără cod, cât timp putem să jucăm cu cod undercover, adică să nu-și dea seama lumea că avem cod. Sper că v-a plăcut acest episod, dați și voi acolo un like, să facem 1000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Și nu uitați, by the way, dacă v-a plăcut config-ul meu de Neverloose, îl aveți în descriere și în comentariul pinat. Ciao, ciao!